au identificat trei probleme majore. Una dintre ele fiind prețul la apă și curent, acolo nu un preț preferențial, din păcate. Al doilea lucru foarte important sunt condițiile de trai ale celor care locuiesc acolo. Am văzut familie cu 7 persoane, dintre care 2 cu handicap de grad 1, care trăiesc într-un spațiu mai mic decât acest hol. Înțelegeți? Nu e normal. Plin de carcalaci acolo. Și ultima chestiune pe care am văzut-o, condițiile de trai sunt foarte precare. Adică oamenii de banii lor, evident, își renovează, după care sunt scoși de acolo și sunt introduși alți oameni care dau șpagă, mi s-a spus. Deci așa mi s-a raportat. Eu vă spun ce mi-au spus oamenii. M-ați întrebat care sunt problemele lor. Am avut cei de acolo, de la primăria de acolo, salut, ne-au acordat prilejul de a le pune niște întrebări, ne-au spus că dânsii nu sunt decât activează ca simpli organizații de locatari, practic, da? Dar am identificat noi cel puțin, și de-aia vreau să punem întrebări, Consiliul Local. Problema pe care am identificat-o noi este faptul că ei nu beneficiază de acea rată, cum să o numesc, rata aia de 68 de cenți, de bani, îmi cer scuze, de 68 de bani pe kilowatt. Plafonarea la energie. Exact, preferențială, rata preferențială, din cauza faptului că sunt considerați o persoană juridică, din cauza faptului că primăria este implicată, înțelegeți? Și cât plătesc? Am văzut familii care plătesc 800 și ceva de lei pe lună. Apă și curent. Foarte mult. Căldura, într-adevăr, este pe electricitate. Exact. Și n-am înțeles de ce. Mai e o chestiune care pe mine personal m-a intrigat enorm. Conform standardelor europene, și Marius Tudor vă poate spune un pic mai mult în privința asta, el lucrând în Consiliul Uniunii Europene. Deci, da, doamnă. Da. Parlamentul European. Parlamentul European, exact. Mă cunoașteți, da. Nu vă prefaceți că știți cine e, da? Deci, integrarea în societatea românească a acestor oameni trebuie făcută nu adunându-i pe toți și punându-i pe toți într-un singur loc. Da? Asta e discriminare. Este discriminare, fraților. Sunt foarte mulți oameni din etnie acolo și nu voi... Eu am trăit 32 de ani în Canada. Eu m-am întors de 2 ani jumate în România, da? Vă spun sincer că n-am văzut în viața mea atâta discriminare, misoginism și lipsă de respect pentru cel de lângă noi. Nu se poate așa ceva. Și demonstrează încă o dată faptul că nu vor să ne asculte, ci doare la bască, cum spune un clasic în viață, de ceea ce se întâmplă cu comunitatea noastră, pentru că nu ne-au lăsat să intrăm. Din nou, i-am întrebat pe domnul jandarm care au arestat unul dintre romii care au venit cu noi, l-au arestat efectiv, n-au vrut să ne spună legea și articolul. Deci în acest moment, în duba poliției locale, se află un cetățean român, nici nu contează etnia, corect, care a dorit, în conformitate cu legea 544/2001, să intre și să asiste la o ședință publică. Deci, accesul trebuie să fie liber și neîngrădit la orice fel de ședință publică a unei administrații publice locale. Noi am venit, le-am spus că venim de pe drum, dorim să mergem să asistăm. Ne-a fost îngrădit pur și simplu accesul, în timp ce alți cetățeni ieșeau din sală, iar nouă ni s-a comunicat că nu sunt locuri în sală. Dar de ce? Stați, cum a ajuns în dubă? Că nu înțeleg. L-au luat polițiștii locali. A încercat să intre omul. A încercat să intre, l-au luat polițiștii locali. Măi, fraților, bă, oameni buni, nici cu animalele nu te porți așa. Băi, fraților, polițiști locali, jandarmi, ce o să mai fi voi? Toți avem același sânge. Asta după ce au agresat-o. Au agresat o fată de 20 de ani. Nu poate face așa ceva. L-au luat pe bietul lor, l-au luat de gât, l-au pus cu fața la pământ, l-au încătușat ca pe cel mai mare infractor. Omul ăla e un om super educat, chiar dacă e de etnie romă. Omul ăla are studii superioare. Omul ăla își reprezintă comunitatea pe unde merge. Corect. Și oamenii ăștia l-au tratat ca pe un gunoi. De ce? Pentru că noi cetățenii, ca și dumneavoastră care filmați, plătitori de taxe și impozite, am dorit ca și dumneavoastră care ne filmați să intrăm să asistăm la o ședință publică. Cu ce am greșit? Aveți răspuns? Nu cred. Legea ne permite, încă o dată, o repet, 544 din 12 octombrie 2001.
intrați fraților acolo, asistați. Dacă doresc să vorbești la capitolul diverse, notifici primăria spunându-i că vii să vorbești. Corect. Dacă nu vrei să vorbești și vrei să vezi și tu cam ce decizii iau oamenii ăștia pentru viața ta, că tu îi ții în funcția asta publică, vii și bați în ușă. De când trebuie să avem poliție locală la ușă, noi cetățenii? Corect. Să ne spună, bă, stai că nu-ți dau eu voie sau stai că-ți dau eu voie să intri. Ei trebuie să ne întrebe pe noi, doriți să intrați sau nu doriți să intrați? Corect. Am pășit pe 2 sau 3 trepte. Ne-au împins, ne-au bruscat. Păi asta e România mândră. Asta e România tuturor cetățenilor cu drepturi egale. Exact. Nu se poate așa ceva. Dumneavoastră, vreau să vă spun dumneavoastră un singur lucru. Dacă ați fi fost în locul acestei fete, dacă ați fi avut o rudă în locul acestei fete... Am și eu o curiozitate. La câte ședințe de Consiliu Local alea online ați încercat să vă înscrieți până acum? Dar nu se putea înscrie. Cum să nu? De ce e nevoie să participăm la online dacă ne dorim să participăm fizic? Păi și dacă nu făcea fizic azi, așteptați... De 3 ani nu mai făcut fizic, mă, dar nu fac fizic, ca să nu iau lucru. S-a făcut fizic azi și mi-am dorit să venim. Nu e nicio problemă. Deci numai pentru că e fizic azi venit. Nu e o problemă, dar pare un pic că ați venit să faceți show. Noi show? Așa pare. Auziți domnul Hapurnea? Da. Nu, așa pare. Hai să vă zic ceva. Așa credeți dumneavoastră. Chiar dacă credeți dumneavoastră chestia asta, asta nu înseamnă că nu avem dreptul să venim. Avem. Sunt două lucruri separate. Adică, care reprezentantă al presiunii. N-are relevanță. Niciun fel de relevanță. N-are niciun relevanță. Dreptul meu, dreptul meu. Indiferent de ce spun eu și cine am un drept și mă exerce. Ok? Are relevanță pentru mine. Și vă scuzăm, vă mulțumim pentru întrebare. Vă mulțumesc că m-ați iertat. Pentru noi nu are relevanță. Bine. Are, exact. Nici pentru dumneavoastră. Întrebarea a fost... Vă rog, vă reprezentați pe cineva sau ați venit ca simplu cetățean? Doamnă, eu astăzi am venit aici ca simplu cetățean. Și eu? Noi ca simplu cetățean. Nu, noi nu instigăm la nimic. Noi nu instigăm la nimic. Dar asta nu înseamnă că sunt cetățean. Dar am venit astăzi în calitatea noastră de cetățeni. Este președintele SOS Constanța. Da. Dumneavoastră sunteți membru la SOS? Absolut. Da? Și suntem. Iar noi și foarte buni prieteni. Foarte buni prieteni. Eu am călătorit, stimată doamnă, astăzi trei. Au mulțumesc pentru întrebare. Data viitoare o să venim cu 200 de persoane când vrem să venim în calitate oficială. Ați văzut? Ați văzut? Ați văzut? Dar noi nici n-am spus ce suntem. Noi am spus, domnule, suntem cetățeni, vrem să intrăm.